Deosebite iconițe lucrate în argint de la noi din expoziție se găsesc aici pe cortină roșie. Ele sunt singurele iconițe lucrate în argint făcute în totalitate de mână. Atât argintul cât și pictura sunt lucrate de mână de călugări și preot crescut în munte Athos. Ele sunt icoane unicat. Pentru casă, pentru dumneavoastră, dacă vreți ceva mai economic, dar de calitate bună, vă recomand iconițele de sesiune. Decât să dăm 15 euro pe fotografie lipită, dăm 15-20 de euro pe fotografie mai mică, dar care rămâne o valoare în timp. Ele sunt toate lucrate în argint brut, nu sunt placate, au toate ștanțe pentru argint pe față și certificat de calitate pe spate. Aici o să găsiți toate iconițele pe care vi le-am arătat eu. Maica Domnului de la Ierusalim, cea care s-a pictat singură, pentru familie, împotriva divorțurilor și a despărțirilor. Pentru cei care vor să-și facă familie, grădina Maicii Domnului. O icoană rară care se găsește numai pe Sfântul Munte Athos sau aici la noi în expoziție. Ea se numește Steaua Vieții sau Rugul Aprins, icoana rugăciunii neîncetate. Începem de aici, în mijloc, vă luați ce vă place, după care mergem de jur împrejur ca să parcurgem întreaga expoziție. Icoanele pictate și făcute de mână sunt acolo în spate. Serigrafiile făcute cu aceleași materiale ca și cele făcute de mână, dar făcute de computer, sunt de partea cealaltă a acestui stand. Litografiile, cele mai simple, cele potrivite pentru cadou și suvenirul, sunt în colțul din spate. Domnului cu 7 săgeți care ne apără casa de dușmani și de gândurele. Maica Domnului cu trandafirul nemuritor, simbolul meteorelor. Pe partea cealaltă este un stand de lemn. O să găsiți brelocul cu Sfântul Cristoforos, tămâia neagră, tămâia de aur, smirna, brățărelele, aceasta pentru pensiune sau aceasta cu ochiul Maicii Domnului. Camera din mijloc, o să găsiți cățuri și candele de masă la ofertă.
camera din spate sunt toate bijuteriile și săpunurile făcute cu ulei de măsline. Bilețelele pe care le-ați primit la intrare le păstrați până la sfârșit. În cazul în care cumpărați ceva, indiferent ce, jumătate de bilet o dăm la casă, jumătate de bilet o păstrați dumneavoastră. O să facem o tombolă cu suveniruri frumoase de aici la Meteora.